predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos și-a afirmat autoritatea. A avut curajul să contrazică, într-un fel, toată interpretarea fariseică din vremea respectivă. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. A avut curajul să înfrunte pe cei mai mari ai vremii lui, spunând, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Să răstorni într-un fel tot ce se face în jurul tău, trebuie să fii cineva. Dar este una să-ți afirme autoritatea, este alta să o demonstrezi. Ori, prin capitolul 8 și 9, prin cele 10 minuni pe care Domnul Iisus le face, El demonstrează puterea împărăției. Și dacă tot vorbim despre puterea împărăției, veniți să deplecăm capetele și dați-mi voie să invoc această putere a împărăției peste necazurile dintre noi. Doamne, dimineață am luat în brațe pe puiul și îi șiroiau lacrimile. Să depinzi de soția ta și să fie spulberată pe o trecere de pietoni în fața bisericii. Câtă durere! Doamne, strigăm la Tine pentru că Tu ești același, ba mai mult. Tu ai avut curajul să spui înainte de înălțare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și ne-ai trimis cu mesajul pe care l-am auzit. Acum e timpul să spunem oamenilor că cea mai mare boală care poate exista este boala păcatului care ne desparte Dumnezeu. Doamne, strig la Tine nu doar pentru Morica, ci și pentru Traian, soțul Anicuței. Te rog în bunătatea Ta, Doamne, șterge-i lacrimile Anicuței și pe Traian ridică-l din patul lui. Doamne, Tu poți spune o vorbă, dacă și morții ți-aud glasul, cu cât mai mult cei vii încă. Te rugăm pentru fratele Iuga și toată familia lui. Doamne, Te rugăm pentru Eric și zbaterea lui între viață și moarte. Te rugăm pentru Cristian din Statele Unite, 31 de ani, abia ai născut nevasta și descoperit cu cancer. Doamne, câte necazuri în lumea asta! Știm că noi le-am adus asupra noastră. Deschizând ușa celui rău și cel rău nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Și noi vedem lucrarea lui peste tot în jurul nostru, deși ne-a ademenit cu pâine albă. Doamne, ne mâncăm într-un fel lacrimile durerii, le înghițim pentru că este un mincinos, tatăl al minciunii. Și acum că ai venit pe pământ și noi călătorim cu Tine prin Evanghelia după Matei, deschide-ne, Doamne, ochii să Te vedem, inima să Te primim, dă-ne la acea lumină lăuntrică cu care să vedem prin ceea ce văd ochii noștri și aud urechile noastre realitățile duhovnice, spirituale, care ne pot oferi mântuirea, împăcarea cu Dumnezeu. Mulțumim că Tu ai venit să mori pentru toți, pentru că atât de mult ai iubit Tatăl Tău lumea că Te-a dat pe Tine singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase. Amin. Amin. Este una să-ți afirmi puterea, este alta să o demonstrezi. Noi toți putem purta măști și putem face afirmații și avea pretenții, dar atunci când vine momentul ca să se vadă cât adevăr este sub cuvintele noastre, nu știu cât vom putea demonstra ceea ce am vrea să părem. Matei își organizează cele 10 minuni într-un mod interesant. Le grupează câte 3 și fiecare grup de 3 minuni este urmat de un discurs. Ultimul grup de 4 minuni este precedat de un discurs. Și discursul vine în urma unei întrebări pe care ucenicii lui Ioan vin și o pun Domnului Iisus Hristos. De ce noi și fariseii postim des și ucenicii tăi nu postesc deloc? Observația inițiază discuția cu Domnul Iisus Hristos. De ce noi și fariseii, notați vă rog, cu cine se asociază ucenicii lui Ioan? Nu la întâmplare, Domnul Iisus spune despre Ioan Botezătorul, este cel mai mare om născut din femeie, totuși cel mai mic din împărăția lui este mai mare decât el. Cu alte cuvinte, atunci când ești regat
de burdufurile vechi vom vedea, de o religie veche care este spre apusul ei, un legământ care trebuie schimbat, înlocuit de unul nou. O astfel de întrebare te asociază în vecinătatea fariseilor. De ce noi și farisei postim des și ucenicii tăi nu postesc deloc? Domnul Iisus le-a răspuns: oare se pot jeli nuntașii când mirele este în mijlocul lor? Observați, el întoarce reflectorul spre sine. El era mirele. Ioan însuși spune: eu sunt doar prietenul mirelui. Eu am venit să vorbesc despre... Nu sunt eu mirele. Când mirele este între voi, și Domnul Iisus folosește expresia pentru că știe ce a spus Ioan Botezătorul despre el. După care va veni vremea, spune el, sau vor veni zilele când mire va fi luat de la ei și atunci vor posti și ei. Apoi vine cu un lucru foarte interesant. Spune: nimeni nu pune un petic nou, de postav nou, pe o harnă veche, pentru că dacă ar face lucrul acesta, ar lua din umplutură și ruptura ar fi și mai mare. Și oamenii nu pun vinul nou în burduhuri vechi. Burdufurile ar plezni, vinul s-ar vărsa și burdufurile s-ar prăpădi. Ci vinul nou este pus în burdufuri noi și se păstrează și una și cealaltă. Amândouă. Ce vrea de fapt să spune Domnul Iisus vorbind de mire, de vin nou, de burdufuri noi? La ce face aluzie? Dragii mei, venirea Domnului Iisus Hristos vine să încheie o etapă în desfășurarea planurilor lui Dumnezeu, să pună punct vechiului legământ, care nu făcea altceva decât să te ducă până în anticamera cerului și să aștepți acolo până când păcatele sunt plătite și rezolvate, ca să se deschide ușa, să te întorci în prezența Tatălui. Și de aceea, încă în primul verset, Matei îl numește pe Domnul Iisus Hristos Fiul lui David, Fiul lui Avram. Așa începe cartea, așa începe Evanghelia, cartea neamului lui Iisus Hristos, și observați în ce linie îl așează pe el, Fiul lui David, Fiul lui Avram. Ca fiul al lui David, el trebuie să se dovedească a fi acea sămânță a lui Avram prin care binecuvântarea reîntoarcerii în prezența lui Dumnezeu să poată oferită tuturor familiilor pământului. Veniți cu mine în cartea Genesa. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac pe care îl iubești, și du-te în țara Moria, pe muntele pe care ți-l voi arăta dulcardere de tot. Pune-te în locul lui Avram. 3 zile dumicându-ți lacrimile, pentru că știi ce urmează. Pui lemnele în spinarea fiului tău, iei focul și cuțitul și pornește înaintea lui ca să auzi: tată, iată focul, lemnele, unde-i mielul pentru jertfă? Și după ce ți înghiți suspinul, să zici: Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Zidesc amândoi altarul, se pune lemnele, se pun lemnele pe altar, și Isaac, de bunăvoie și nesilit de nimeni, avea între 25 și 33 de ani, putea să-l pună pe Avram în locul lui pe altar. Se așează de bunăvoie ca miel pentru junghiere. Avram ridică pumnalul și în momentul acela strigă îngerul din cer: știu acum că te tem de mine, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Te voi binecuvânta și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și Pavel în Galateni, capitolul 3, versetul 16, face observație corectă. Nu zice semințele lor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, sămânța, ca și cum ar fi vorba de una singură. Adică, spune el, Domnul Iisus Hristos. Pot jeli nuntașii când mirele este cu ei? Dar când mirele este cu noi, cu ei, când mirele este în mijlocul nostru, oare ce ar trebui să ne preocupe? Postul, ritualurile, religiei noastre vechi? Într-o bună zi, Domnul Iisus împreună cu ucenicii intră în casa lui Lazar, și Lazar avea 2 surori, pe Maria și Marta. Și când Marta vede
13 bărbați plus fratele ei, intrând în casă, venind de pe drum, flămânzi probabil, fuge repede în bucătărie, frământă și începe să muncească. Și la un moment dat, supărată, vine la Domnul Iisus. Zice, nu-ți pasă că sora mea nu mă ajută? M-a lăsat singură să slujesc? Marto, Marto, cu multe lucruri te frămânzi, tu un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Ciudat răspuns. Pentru că nu știi care e acel singur lucru, nu știi la ce trebuiește, nu știi care e partea cea bună. Decât dacă citești contextul. Un învățător al legii s-a sculat să-L ispitească pe Iisus și i-a zis, ce să fac ca să am viața veșnică? Răspunsul vine prin cuvintele Domnului Iisus. Un singur lucru trebuiește. Dar care este acela? Când mirele este în mijlocul nostru, dragii mei, nimic nu contează mai mult decât să stai la picioarele Lui, să-I sorbi cuvintele. Când Domnul Iisus își întreabă pe cei 12 după ce îl părăsesc 60, voi nu vreți să plecați, dar cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Când mirele a poposit între noi, pe scena istoriei, cel mai important lucru este să îl cunoști pe El. Oare nu de aceea spune Domnul Iisus în Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dar noi suntem în Matei, capitolul 8 și 9 și acolo sunt 10 din minunile Domnului Iisus Hristos și ne-am întrebat care să fie scopul minunilor. De obicei ne grăbim repede să aplicăm textele la noi, pentru că avem impresia că noi suntem buricul târgului, da? Și nouă ni se cuvin toate lucrurile, dragii mei, nu. De data aceasta, nu noi suntem cei importanți, ci Cel care lucrează aceste minuni, Domnul Iisus Hristos. Nu cumva minunile Lui sunt tocmai scrisorile de acreditare pe care Duhul lui Dumnezeu ni le-a lăsat prin aceste două capitole să răspundem la întrebarea, cine ești, Doamne? Pentru că până când n-ai răspunsul la această întrebare, a doua n-are rost să o pui. Chiar dacă timpul a sosit și vreme de mărturie, întrebarea este, te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos? Dacă nu știi cine este El, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu vei auzi niciodată o trimitere din gura Lui, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Doar când te-ai întâlnit cu El, poți deveni martorul Lui. Doar cunoscându-L pe El, îl poți prezenta pe El și nu o religie, dragii mei, nu posturi și ritualuri fariseice, care nu slujesc la nimica pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Prin minunile pe care le face, Domnul Iisus își dovedește mesianitatea și divinitatea. Dar Mesia, cel puțin pentru evrei, Hristosul, trebuia să fie împlinirea tuturor profețiilor Vechiului Testament. Și de aceea nu există nicio evanghelie în care să auzi de mai multe ori aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce spune profetul Isaia, Osea, Scriptura. Pentru că Mesia nu putea veni decât ca împlinire a tuturor profețiilor Vechiului Testament. Când Domnul Iisus stă de vorbă cu cei din vremea Lui, le spune direct, cercetați Scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică. Nu la întâmplare, învățătorul legii a zis, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus spune, tocmai ele vorbesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Viața nu este în teologisirea din Scripturi, viața este în întâlnirea cu Dumnezeul Scripturilor. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Așa trebuie să înțelegem minunile din Evanghelia după Matei. Uitați-vă la primele trei. Vindecarea unui lepros, când coboară de pe munte, undeva în afara cetății iese un lepros în cale. Domnul Iisus se atinge de el. La poarta cetății așteaptă sutașul. Robul meu, zace bolnav. Vinți? Nu, nu, zi o vorbă. Și eu sunt un om sub autoritate. Zic unuia, vino și vine, du-te și se duce. Domnul Iisus se oprește, zice, nici în Israel n-am auzit așa o credință. Zice, du-te, robul tău trăiește. Intră în cetate, intră în casa lui Petru și soacra lui zicea cuprinsă de figuri. O ia de mână, se ridică, începe să-i slujească. Și în momentul acela, la ușa casei lui Petru, se adună toți bolnavii, șchiopii, schiuzii,
îndrăciți și Domnul Iisus îi vindecă pe fiecare. Știți ce spune Matei? Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce spune profetul Isaia, care zice: El a luat asupra lui bolile noastre. Da. Dar Isaia a vorbit cu 750 de ani în urmă. Iisus vine ca împlinire a tuturor acestor profeții. A doua zi se urcă în barcă și el doarme. Se stârnește o furtună atât de neprasnică încât pescarii nu știu ce să facă în situația asta. Scoală-te că pierim! El mai întâi le vorbește lor și apoi vorbește mării și marea tace. Se face o liniște mare. Trece dincolo și îl întâmpină doi îndrăciți și el poruncește duhurilor necurate. Și apoi se întoarce și este adus un slăbănog înaintea lui și spune: păcatele sunt iertate. Scandalizați, farisei, zic, omul acesta hulește, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și Domnul Iisus îi aduce la Scripturi. Ca să știți că Fiul omului, cel din Daniel 7, 13, 14, cunoscător ai Scripturii, are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți zic, ridică-ți patul și du-te acasă. Și oamenii au rămas absolut uimiți de puterea lui. Și asta ne aduce la ultimul grup de minuni. Și am văzut că de data aceasta discursul precedă minunile, întrebarea ucenicilor lui Ioan Botezătorul. Dar despre ce să fie vorba? Mai întâi, învierea fiicei lui Iair. Apoi, în drum spre casa lui Iair, vindecarea femeii cu o scurgere de sânge. Iar când iese din casă, îl întâmpină doi orbi și strigă la el și după care este adus un mut îndrăcit. Și Domnul Iisus Hristos rezolvă toate aceste lucruri. Dar să luăm prima dintre minuni. Pe când spunea aceste vorbe, nu uitați discursul în dialog cu ucenicii lui Ioan Botezătorul, povestea cu mirele, cu vinul nou, cu burdufuri noi, pe când spunea aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: fetița mea adineaori a murit, dar vino și puneți mâna peste ea și se va scula, va trăi, va învia. Imaginați-vă ce declarație incredibilă legată de identitatea Domnului Iisus Hristos. Să ai curajul să spui: tu poți învia morții? Ce răspuns ai putea da la cine ești, Doamne? Ce răspuns ai putea să dai? Iisus a sculat și a plecat după el și ucenicii au mers împreună cu el. Și iată că o femeie, nu uitați, imaginați-vă scena. Era înconjurat de mulțimi de ucenici, era pe drum spre casa lui Iair. Și o femeie și-a zis: de 12 ani mă lupt cu boala mea, cu scurgerea de sânge. Sunt, într-un fel, la marginea societății. Am cheltuit tot, fără niciun rezultat. Dacă m-aș putea atinge, măcar de poala hainei lui, mă voi tămădui. Își face loc prin mulțime, se atinge de haina Domnului Iisus și Domnul Iisus se întoarce și spune: îndrăznește, fică. De ani de zile nimeni nu i-a mai spus cuvintele acestea pentru că era spurcată. Îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Când se apropie de casa lui Iair, deja erau bocitori acolo și el își face loc și spune: fetița n-a murit, doarme, și toată lumea își bate joc de el. Și el poruncește: scoateți afară pe toată lumea. Și când i-a scos afară, a intrat în casă, a apucat fetița de mână și fetița s-a sculat. I s-a dus vestea în tot ținutul acela despre minunea aceasta. Dar imaginați-vă că deja de o vreme, împreună cu vestea, era o întrebare care s-a amplificat de la o zi la alta: cine este omul acesta? Și Domnul Iisus avea o singur țel, ca ceea ce vedeau să audă răspunsul lui. Eu sunt cel care vindecă lepra, care potolește furtuna, care poruncește duhurilor necurate, care iartă păcatele, care învie morții.
Priviți o clipă, șirul minunilor. Am spus că vorbim despre faptul că nu e suficient să-ți vorbești autoritatea. Vine vremea să-ți demonstrezi autoritatea. Și dacă priviți scara pe care o creează Domnul Iisus prin minunile pe care le face și pe care le pune înaintea noastră Matei, simți cum urcând treaptă cu treaptă, tot mai mare explozie a puterii lui Dumnezeu, manifestare a puterii lui Dumnezeu. S-a atins de lepros. S-a vindecat îndată. A spus o vorbă și vântul a tăcut. A poruncit duhurilor necurate și l-au ascultat. A rostit o vorbă și păcatele au fost iertate. Dar înviere din morți? Mai este ceva mai mult decât atât? Noi suntem la apogeul manifestării puterii lui Dumnezeu? Dați-mi voie să las un pic Evanghelia și să mă întorc la o altă Evanghelie despre care vorbește Pavel în epistola lui. Versetul 16 din capitolul 1 spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Din tot șirul de minuni, singura problemă care mă poate scoate în afara împărăției este păcatul. Mie nu mi-e rușit de Evanghelia lui Hristos, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Dar când Pavel își pornește epistola sau Evanghelia lui Hristos în forma cea mai ordonată din tot ce avem în Scriptură, el vorbește despre rădăcinile Evangheliei, despre esența Evangheliei și scopul Evangheliei. Rădăcinile Evangheliei sunt în Vechiul Testament, spune Pavel. Cu alte cuvinte, eu n-am inventat Evanghelia lui Hristos, eu am descoperit-o din Genesa începând. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos trebuia să intre pe poarta Scripturilor ca să devină poarta mântuirii, Hristosul și Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea Pavel își începe astfel epistola către romani. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Rădăcinile Evangheliei sunt în Vechiul Testament. Dar eu am nevoie de o esență, de o putere a Evangheliei. Mie nu mi-e rușit de Evanghelia lui Hristos, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ori puterea, dragii mei, nu stă într-o incantare pe care noi o facem, prin cuvinte pe care le rostim, prin ritualuri în care ne implicăm, puterea trebuie să fie o persoană. Și de aceea, esența Evangheliei este persoana Domnului Iisus Hristos. Și până nu te-ai întâlnit cu El, n-ai gustat puterea Evangheliei. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar scopul Evangheliei nu este, dragii mei, ca să... ce interesante, ca să ne stâmpere curiozitatea în vreun fel, ci ca să ne aducă în genunchi, în fața crucii lui Hristos, ca pe Toma, și să spunem: Domnul meu și Dumnezeul meu. Scopul propovăduirii Evangheliei nu este să mă aducă la credință. Credința nu mântuiește pe nimeni. Obiectul credinței ne mântuiește. Și dacă obiectul este fals, mântuire nu ai, și dracii cred și se înfioară. Și de aceea, scopul propovăduirii Evangheliei este să ne aducă la ascultarea credinței pe toți cei care aud și o primesc. Și Evanghelia curată îl vestește pe El, nu o religie, îl vestește pe El, prin care am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, dintre care sunteți și voi, le scrie El romanilor. Dați-mi voie să mă întorc la ceea ce ne interesează în Evanghelia după Matei, la esența Evangheliei, la Domnul Iisus Hristos. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos spune din start: niciun om nu poate fi mântuit prin eforturile lui. Poți să faci ce vrei. La oameni lucrul acesta este cu neputință, spune El. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.
Și atunci, cum poate fi un om mântuit, întreabă ucenicii, intrând pe poarta cea strâmtă și umblând pe calea cea îngustă până la viață. Ori Domnul Iisus devine El însuși poarta cea strâmtă. Pentru noi oamenii este atât de strâmtă încât nu putem intra pe ea. Calea atât de îngustă încât nu putem rămâne pe ea. Și de aceea Domnul Iisus Hristos se oferă pe sine ca poartă și pe sine cale spre Dumnezeu. Și temelie sigură pe care poți zidi, pentru că atunci când vine mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer, tu s-auzi din gura judecătorului: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare Domnul Iisus spune în camera de sus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Evanghelia sau vestea bună a lui Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, îl privește pe Fiul, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, deci om ca tine, ca mine, dar în ce privește Duhul Sfințeliei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea, prin învierea ce scrie acolo? Nu prin învierea Lui din morți, ci prin puterea Lui de a învia morții. Învierea Lui din morți este lucrată de Tatăl. Tatăl l-a înviat din morți, da? Dar aici este vorba de Cel care are putere de a vorbi morților, de a-i chema din morminte, de a-i chema din moarte, prin puterea Lui de a învia, puterea Lui în învierea morților. Priviți lista celor înviați de Domnul Iisus Hristos. Înainte este fiica lui Iair, prima astfel de minune. Apoi este fiul văduvei din Nain. Și pe urmă este Lazar. Dar nu e o apă și un pământ, pentru că sunt situații foarte diferite. De pildă, în cazul fiicei lui Iain, unul din evanghelist spune: a venit fruntașul sinagogii și a zis: fiica mea este bolnavă, vino te rog să o vindeci. În timp ce mergea spre casă cu ea, vin și spun: nu mai necăji pe învățătorul, fiica ta a murit. Textul nostru scurcircuitează toată povestea și adineaori a murit fiica mea. Puneți mâna peste ea și va trăi. Poate era caldă încă. Se întâmplase de curând. Talita cumi. Și fetița se ridică. Când vii la a doua înviere, la poarta cetății Nain întâlnește un cortegiu funerar. Racla, văduva, după raclă, fiul, singurul eu fii, ei fiul în raclă. Domnul Iisus se face milă și se apropie de cortegiul funerar, pune mâna pe raclă și se oprește. Tinerelule, ție-ți zic, scoală-te. S-a ridicat în capul oaselor și a început să vorbească. Coborâți un pic mai jos. Doamne Iisuse, prietenul tău Lazar este bolnav. Domnul Iisus în adins zăbovește, trece o zi, două, trei, când ajunge la gura mormântului și spune: dați piatra la o parte. Marta însă spune: Doamne, miroase greu, e mort de 4 zile, e în putrefacție. Dați piatra la o parte. Lazare, vin afară. Și mortul levitează până la gura peșterii. Dezlegați-l, spune Domnul Iisus. A, și alții au mai înviat morți. Oare învierea din morți este dovada divinității și mesianității Domnului Iisus Hristos? Gândiți-vă la Ilie, gândiți-vă la Elisei, veniți în Noul Testament, la Petru, la Pavel. Care e diferența dintre toți aceștia și Domnul Iisus Hristos? Spuneți-mi un muritor care și-a prezis învierea și s-a întâmplat. Și asta îl pune pe Domnul Iisus Hristos complet într-o altă categorie decât ei. În Matei capitolul 16 era împreună cu ucenicii săi la izvoarele Iordanului în Cezarea lui Filip și le pune o întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ilie, altul prorocul, altul Ieremia, dar voi, întreabă Domnul Iisus și Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care ești în ceruri. Și spune: pe această piatră, adică pe Hristosul Fiului Dumnezeu, singura temelie, nimeni nu poate pune altă temelie, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui.
Dar în versetul 21 spune, de atunci încolo a început să le spună ucenicilor că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâinile bătrânilor, batjocorit, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Și s-a întâmplat. Dragii mei, nimeni nu poate fi pus în rând cu el. Dar este un text interesant în Ioan, capitolul 5, versetele 21 la 29, în care Domnul Iisus Hristos vorbește în adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, observați cine face toate aceste minuni, după cum Tatăl tot așa a dat și Fiului, da, să dea viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit. Acum, dacă iau în serios vorbirea, acum este momentul în care Domnul Iisus vorbește. Atunci și acolo. Acum a și venit. Când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta, vor învia. L-am întrebat pe prietenul meu medic, auzi, morții aud? La cine se referă textul ăsta? Cumva la fica lui Iair? La fiul văduvei lui Nain? Sau din Nain? Sau la Lazar? Morții aud glasul Fiului Lui Dumnezeu? Dragii mei, la cuvântul Lui a fost creat totul. Cuvântul Lui a dus în existență viața. Pentru că viața însăși este un cuvânt. Un cod genetic. Și cel care l-a scris să nu poată vorbi aceste taine din noi? O, dar asta îmi pune întrebări serioase cu privire la cine sunt eu. Una din marile probleme, mai ales acum când vorbim de marșul pentru viață, a fost când primește trupul Duh, când avortul nu-i omucidere. Și Dumnezeu a îngăduit ca oamenii de știință să descopere codul genetic. Și descoperirea asta ne spune că niciodată trupul nu primește Duh. Duhul primește trup. Pentru că eu, la originea mea, am fost o singură zicere de milioane de biți de informație. Totul era acolo, la concepție, totul. Până și culoarea ochilor mei, și unghiile mele, și fiecare fir de păr numărat în capul meu, totul a fost acolo. Dacă Dumnezeu a început viața cu o zicere, dragii mei, vorbirea Lui nu poate fi stinsă, nici după ce funia de argint s-a rupt, trupul se întoarce în țărână, de unde a fost luat, și Duhul care este mai viu decât a fost vreodată, se întoarce la Cel care l-a dat. Dar textul poate fi citit și altfel. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul și acum, și gândiți un acum continuu, care sună până în zilele noastre, în toată perioada Harului, în toată perioada Bisericii. Vine ceasul și acum a și venit, când morții, în păcatele lor, noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioară, vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Dar pentru asta ai nevoie de ureche internă. Ai nevoie nu de oscioarele din urechea ta, ci de urechea aceea inimii și de lumina aceea lăuntrică prin care să auzi și să vezi prin lucrurile pe care le auzi și le vezi. Vor învia. Leprosul, sutașul,
Slăbănogul, Iair, Orbi. Și câți alții, dragii mei, de-a lungul istoriei au auzit glasul Fiului lui Dumnezeu și au fost născuți din Duhul, au fost născuți din nou. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul, și acum încă n-a venit, când morții vor auzi glasul lui și vor ieși afară din morminte. Ah, și morții aud. Nu contează că ești mort de 5 milenii. Codul tău genetic este la Dumnezeu. El vorbește cu tine ca și cum ai fi viu. Da? Vor ieși afară din morminte. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Cei ce au făcut răul vor învia pentru moarte. Până acum am văzut că este dovedit cu putere că Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și puneți aici pe toți morții, morților. Dar dovada supremă a faptului că El este ceea ce a pretins că este, e în propria sa înviere din morți. Tatăl l-a înviat din morți prin nemărgita mărime a puterii Lui. Și Petru în predica de la Rusalii vine și aduce în fața ascultătorilor mesianitatea și divinitatea Domnului Iisus Hristos. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn, Curios, Dumnezeu și Hristos, Mesia, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Da, prin minunile pe care le face Domnul Iisus, nu-și declară doar mesianitatea și divinitatea, ci își demonstrează mesianitatea și divinitatea. El este divin pentru că Dumnezeu l-a făcut Domn și l-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte și a zis toți îngerii să-i se închine. Și l-a făcut Hristosul pentru că este om adeverit de Dumnezeu prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Stăm în fața șirului de minuni pe care Domnul Iisus le face și observați cum intensitatea puterii Lui crește de la o minune la alta, de la vindecarea leprei până la învierea fiicei lui Iair. Și asta ne aduce în fața ultimelor patru minuni. Și mie mi-a ridicat o întrebare. Dacă învierea din morți este apogeul demonstrării puterii lui Dumnezeu, de ce mai adaugă două minuni? Vindecarea celor doi orbi și vindecarea mutului îndrăcit. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus din predica de pe munte, capitolul 6, versetele 22 și 23. El vorbește, pentru că totul e vorba de vindecarea doi orbi de vedere, El vorbește despre două feluri de orbiri, două feluri de vederi. Există o vedere fizică și mă bucur că mai zăresc ochii mei și mai văd, chiar dacă în ceață, este mare lucru. Și este o vedere spirituală sau orbire spirituală. Și eu cred că nu la întâmplare adaugă cele două ultime minuni. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este bun, tot trupul tău este plin de lumină. Dacă mai vezi, îți vezi degetele, da? Vezi haina, vezi cum îți asortezi culoarea crevății la costum, vezi partitura, vezi mâinile dirijorului, dacă ochiul tău este bun. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este în întuneric. Și dintr-o dată, de pe planul fizic, Domnul Iisus se mișcă pe cel spiritual. Așa că dacă lumina care este în tine, dar lumina e în afara mea, în reflectoare, în soare,
Nu, nu, aici e vorba de o altă lumină, de o altă vedere. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Doi orbi vin la el și strigă: ai milă de noi, fiul lui David! Dar vă întreb, cum și ce-au văzut ei ca să-L numească pe Domnul Iisus fiul lui David? Sunt primii în Evanghelie care fac această afirmație. Matei a început așa: cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Dar astea sunt extrem de încărcate teologic. Când mulțimea strigă în Duminica Florilor, fiul lui David, ce ceartă-ți ucenicii să tacă? Ei știau ce înseamnă, da? Ce valoare să aibă în gura unor orbi expresia fiului David? Dragii mei, știți ce stă în calea credinței noastre? Vederea noastră, asta fizică, și auzul nostru, și gustul, și mint, și pipăitul nostru, trupul acesta stă în calea credinței. Pentru că vederea se agață de toate lucrurile pe care le văd, de toată informația care în jurul nostru ne bombardează în urechi și nu avem vreme să procesăm nimic, nimic. Și rămânem superficial o viață întreagă, ca cei din vremea Domnului Iisus Hristos, cu cea mai mare carte și cea mai multă carte. Ai milă de noi, fiul lui David. Când ești orb, auzi cu urechile și judeci cu inima și se pornește în tine o lumină interioară la care nu poți ajunge altfel decât meditând la ceea ce vezi. Doar de ce a spus Domnul Iisus? Uitați-vă la păsările cerului. Da, Doamne, știu că sunt acolo toată ziua. Ce vezi când te uiți la florile de pe câmp, la câinii de pe câmp? Ce vezi prin ele? Însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Da, dar pentru asta nu-ți ajung ochii fizici, nici știința care aduni. Ai nevoie de lumina aceea lăuntrică. Și dacă lumina care este în tine este întunere, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Credeți voi că pot face lucrul acesta? Întreabă Domnul Iisus. Da, Doamne, credem. Facă-se după credința voastră. S-a atins de ei și au căpătat vederea și le-a spus: vedeți, să nu spuneți nimănui. Ei, orbi, cum au ieșit afară? Au început să strige în gura mare. Și vă spun și de ce. Pentru că și-au zis: oare am fi fost noi vreodată vindecați dacă n-am fi auzit de la nimeni nimic despre Iisus? Ce vrea să spune Domnul Iisus? În pustie n-am transformat pietrele în pâine pentru că mi-a fost foame. La șoapta diavolului n-am sărit de peste așina templului să impresionez mulțimile pe care am venit să le mântuiesc. Și nu m-am închinat ca să beneficiez eu de strălucirea lumii acesteia? Niciuna din minunile pe care le-ați văzut nu-s pentru mine, sunt pentru voi. Ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. După vindecarea celor doi orbi, nici nu pleacă bine și este adus un mut îndrăcit. Observi, cele două minuni ne vorbesc despre faptul că trebuie să ni se deschidă ochii lăuntrici și să ne deschidă gura să vorbim ceea ce inima vede și crede. În momentul în care Domnul Iisus se atinge de ei, mutul începe să vorbească și atunci mulțimile, noroadele, încep să strige: niciodată nu s-a mai văzut în Israel așa ceva. Dar farisei au început să vorbească: o, scoate dracii cu Domnul dracilor. Citiți încă o dată cele două capitole. Domnul Iisus este recunoscut de un lepros, de un sutaș roman, recunoscut de duhurile dracilor, recunoscut, și aș putea continua lista, de toți cei care i s-au închinat. Până când nu l-ai recunoscut și tu și n-ai rostit cuvintele lui Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Până atunci
o să intereseze ritualurile religioase. Noi și farisei postim des, de ce ucenicii tăi nu postesc? Te conformezi la tot felul de lucruri pe care, și poveri pe care ți le iei pe umăr din pricina religiilor de care te alipești? Dar viața vine de Domnul Iisus Hristos și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Recunoscut de unii, dar respins de majoritatea. A venit la Isei și Isei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul, puterea să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia fiilor, ci din Dumnezeu. Dați-mi voie să închei cu o altă vindecare. În Ioan capitolul 9, Domnul Iisus vede un orb din naștere și ucenicii îl întreabă: Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? Nici unii, nici alții. S-a născut așa, se arată în el slava lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos scuipă, îi pune tine pe ochi, îl trimite la scăldătoarea Siloamului și el vede. Și vine bucuros și toți care îl cunoșteau. Ce tu e? Farisei îl cheamă și îl interoghează, cheamă pe părinții lui și intră un dialog interesant. Vă las să-l citiți pe dumneavoastră acasă, discuția dintre ei. Și veți vedea câtă lumină lăuntric are un orb din naștere și cât întuneric lăuntric au mai mari poporului lui Dumnezeu. Mai mari poporului lui Dumnezeu. Este dat afară de către farisei. Tu vrei să ne înveți pe noi, tu care ești născut în păcat? Noi suntem ucenicii lui Moise, spun ei. Domnul Iisus îl întâlnește în templu și îi pune o întrebare: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și omul se uită la el și zice: da, cine este, Doamne, ca să crede în El? Ce inteligentă întrebare! Că noi credem în tot felul de lucruri și în tot felul de oameni. Cine este ca să cred în El? L-ai văzut? Și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el. Și s-a închinat. Și s-a închinat. Atunci Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Și unii din farisei care erau lângă el i-au zis: doar nu am fi și noi orbi? Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Da? Dar pentru că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. Nu-i suficient să vezi cu ochii. Și de aceea, dragii mei, cea mai mare minune pe care Domnul Iisus o poate face pentru mine și pentru tine este să-mi deschidă ochii lăuntrici ca celor doi orbi și să pot striga: ai milă de mine, Fiului David, Fiul lui Dumnezeu. Cea mai mare minune. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Uitați-vă, dragii mei, la ce se întâmplă în nord, în Ucraina, în Rusia, în lumea asta. Cât de mare e întunericul lăuntric. Și câte ravagii poate să facă un ochi sănătos și o ureche sănătoasă. Ai milă de mine. Ne pregătim de un botez. Nimeni nu poate lua în locul tău decizia. Tu trebuie să o iei. Repet cuvintele Domnului Iisus. Pentru tine, indiferent cine ai fi, prin puterea ta, mântuirea este imposibilă. Imposibilă. Dacă ai curajul să iei cartea, să o deschizi, să scrii numele în ea și să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al tău, murind împreună cu El, prin botez și înviind împreună cu El, vei fi mântuit. Doamne ajută și Doamne dă izbândă.